pregătiți proțaprete. Folosim ouă, apă, ulei, sare, zahăr și făină. Cantitățile sunt în descriere exact ce cantități folosim. Mai întâi vom adăuga făina. După ce am frământat aluatul, este un aluat mai tare, apoi vom forma struțapretele. Facem un șnur. Cum le formăm? Luăm o bucățică de aluat și în palme o rotim. Ducem în palmă sau pe masă, cum vă este comod. Mie așa mi-e comod în palmă să le fac. Foarte ușor. Arată struțapretele, acum le vom prepara după gusturile și cu ce topping-uri dorim. Prepara struțapretele cu gorgonzola și mozzarella. Mai întâi punem struțapretele la fert, apoi vom crea și crema din gorgonzola și mozzarella. Pun struțapretele la fert în apă în care am adăugat o lingură de ulei și un pic de sare. Adăugăm un pic de ulei de măsline, adăugăm gorgonzola și mozzarella și focul la foc minim, lăsăm să se topească până în momentul în care struțapretele sunt deja gata și le adăugăm aici. În care struțapretele s-au ridicat deasupra și încep să fiarbă, în momentul acela le mai lăsăm un minut, ele sunt deja gata și le adăugăm în crema de brânză. Le-am adăugat în crema de brânză și acum le vom sota împreună, le lăsăm un pic până se absorbe un pic din brânză în pastele noastre. Sunt struțaprete cu brânză gorgonzola, cu un pic de parmezan deasupra și mozzarella. Sunt foarte aromate, pentru iubitorii de paste cu brânze sunt perfecte. Vă recomand cu drag această rețetă, foarte ușor de preparat, sunt foarte aromate, foarte gustoase. Aveți încredere în ceea ce vă dau, că sunt probate rețete pe care le fac cu multă dragoste pentru copiii mei și pentru familia mea. Vă mulțumesc!